pentru că nu sunteți catolici, vă salut cum îmi place mie Hristos în viață. Adevărat, amin. Sunteți un fel de catolici. Hristos a înviat. Mai aveți ultima șansă, toți trebuie să ziceți cum trebuie. Hristos a înviat. Pentru că aveți plămâni, aveți și voce, să vi se fie Domnul. Vă rog să rămâneți cu toți ridicați. O să citesc din Cartea Sfântă Biblia. Când m-am așezat pe banca aceea, deși nu are nicio conotație sfântă banca, nici culoarea tapeteriei, nici a lemnului, dar am simțit că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Aleluia! Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, Iona 1 cu 1. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că jăutatea ei se suit până la mine. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfârâme, corăbirii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare metri din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit, dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și a zis unul către altul, veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi în mâncirea aceasta. O tras la sort și sortul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune din pricina cui a venit peste noi în nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești. El a răspuns, sunt evreu și suntem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut mare și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în marea și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acesteia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Păi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghite pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis, în strânturarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. În mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase și în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjurase, toate valurile și toate drazurile tale au trecut peste mine, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au cuprins până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împetit în jurul capului meu, m-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din gravul, Doamne, Dumnezeul meu. Când întângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Și ce se lipesc de idolii de șerți, îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Amin. Vă puteți reașeza. Am citit două capitole pe titlul unii de nas, n-am scurit de lovii Biblie săptămâna asta, așa că trebuie să-mi fac să recuperați. De când am ajuns aici, am simțit o bucurie. Mi-am amintit cum se derulau serile de rugăciune de vineri seara în albinii, acum 27 de ani.
venea un tânăr atunci, un țampal, și bătea în fața amvonului, lipit cu spatele de amvon, și pastorul verde zicea, Natanael, hai, zi o poezie. Aș fi curios să fie auzit cum recit. Fratele Cornel Stan cobora la un microfon în albinii și când punea degetele pe clape la acordeon, oamenii din sală, adică frații și surorile, strigau Aleluia. Dar nu era nimic regizat, era prezent. Undeva pe la ora 1 dimineața urca la amvon și nimeni nu pleca din sală. Când se auzea că vin frații din demărarea, biserica era arhiplină. Nu pentru că veneau ei, pentru că vine Iisus. Mi-a zis Duhul Sfânt să vă spun că ar fi bine să vă uniți. Eu nu vă cunosc. Fratele, am vorbit la telefon, unde m-am schimbat de haine, nu știu detalii. Dar unirea asta nu trebuie să fie neapărat în aceeași clădire, ci trebuie să fie în Duh. Sunt niște bariere care trebuie să le tăiați. Farfeca Duhului este singura care dreptare. Pentru că Duhul Sfânt mi-a zis că în seara asta sunt foarte mulți oameni. Să nu un personaj biblic. Asta e o realitate. Dintr-o dată Domnul mi-a zis, Iona, scoală-te. E nemai bine dorm. De ce trebuie să fiu bine seara la biserică? Apropo, mă era mai bine să fi fost la un meci, oricum. Unde ați avut îndemneasă. Sunt supărat pe cei ce stau în fața monitoarelor. Sunt foarte supărat. Iată ce plăcut și ce lucrezi să stea frații în fața monitorului. Și a scrie. Să locuiască frații împreună. Există o putere când simți cotul fratelui care se roagă, intră un curent special în tine. Când vezi realitate, când e prezent acolo, există o putere. În postmodernitate, în prezent, se zice, stai online, nicio problemă. Stai acolo, liniștit. Și trebuie să vii tu la biserică? Da, trebuie. Domnul vorbește lui Iona și zice, Iona, scoală-te! Dar nu-i mai bine cu catenuța mea lejeră, stau cu picioarele întinse, că oricum mi s-a umflat. Vezi să nu se umple mai tare. Și nu cumva de tot. Transmite-te-le cei care au stat acasă în seara asta. Că e vremea să se trezească. E vremea să rupem băncile biserici, așa de mult să fim. E vremea să venim în casa lui Dumnezeu. E vremea să ne întoarcem la cărările cele vechi și biblice, la cuvântul lui Dumnezeu autentic. Scoală-te, Iona! De ce, Doamne? Vreau să te trimit undeva. Unde mă trimis, Doamne? Iona predica, mai precis profeția, că e o mare diferență între predică și prorocie, numai unii vor să o suprapună. Prorocia e una, predica e alta. Aleluia. Domnul să ridice proroci în fiecare biserică. Amin. Măcar trei. Amin. 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 Când prorocea Iona și zicea, așa vorbește Domnul, bărbate care e sănătos, tu, în vorba românească, mor în trei zile. La numărea nici în două, nici în patru. În trei zile murea. Stați să vedeți că o zis Domnul că îi zbăvește, dar de fapt asta a fost altceva. Bă, frații. Să fim serioși. Izbăvirea e una și moartea e alta. A zis amin și n-am auzit? Amin. Nu ne mai întortocheați ca să ia să vină cineva. Când vorbește Dumnezeu e clar, e concis, e radical, e direct. Amin. Amin. Să fiți să fie Domnul. Aleluia. Dacă prorocea Iona și zicea femeie care ești bolnavă de o boală terminală, ca de exemplu pe vremea aceea lepra, în 3 săptămâni de vindeci. Se vindeca femeia. Iona s-a obișnuit să prorocească în spațiul Gat Hefer, în localitatea natală, unde se mișca și știa fiecare metru pătrat unde caldă. La 8 km nord-vest de Ierusalim și Domnul zice, Iona, vreau să te fac proroc internațional. Serios, Doamne? Da. Dar unde trebuie să mergi? La prietenii tăi. Mai aveți prieteni? Amin, Doamne.
Că unii de aici au zis Duhul Sfânt că au zis că jură că nu o să mai stea în clădirea aia niciodată. Iartă, Doamne, și eliberează. Că Duhul Sfânt mi-a zis că unii și-au creștat pumnii mai de ceva vreme și-au tras câteva pumni la unii. Asta nu prea e pocăință, iertați-mă. Asta nu are nimic cu pocăință. A zis amin și n-am auzit? Nu vă mai pronunce predica, așa e? Vorbește, Doamne, să nu vă speriați. Scoală-te, Iona! La cine mă trimiți, Doamne? Păi o să te trimit la cei mai dubioși oameni! La proxeneți? Se poate. La persoane care sunt de ultimă speță? Se poate. Dar mai dureros decât asta, o să te trimit la concurenții tăi. Aia cu care mai încapi până la învoane. Ați auzit ce am zis? Cine erau Ninivenii? Cine era cetatea Ninive? Cetatea Ninive era capitala Imperiului Asirian, pe vremea în care l-a trimis Dumnezeu pe Iona la Ninive, Imperiul Asirian era dominant. Stăpânea peste spațiul evreu. Și Domnul zice, Iona, te trimit la oamenii care ți-au făcut cel mai mare rău. De ce mă trimiți, Doamne, la ei? Păi te trimit la ei pentru că trebuie să le transmiți un mesaj. Ce s-a întâmplat, Doamne, cu ei? M-am uitat la ei și am văzut cum crește răutatea. Răutate la semafor, răutate în familie, răutate la părinți, răutate la prunci, răutate la profesor, răutate la elevi, răutate! Nu mai suferă răutatea, zice Dumnezeu. Răutatea a crescut dincolo de București, zone limitrofe, inclusiv tot România întreagă. Și am un plan, a zis Dumnezeu. Iau Ninive și îl rad pe hartă! De ce vreați, Doamne? Răutatea cetății acesteia a ajuns mai la mine. Știți că am meritat războiul? Știți că din război în România pentru că Dumnezeu mare în cărturare? Știți că Duhul Sfânt a strigat și a zis că trebuie să intențim și să intensificăm rugăciunile de mijlocire pentru pacea României? Vrea cineva să spună că din seara asta în fiecare zi se va ruga pentru România? Ajută-ne, Doamne, să reținem, Doamne, de ce am zis! Ia-ți un minut pe zi, frate, soră! În loc să stai cu ochii zghiți pe social media, Facebook, Instagram, TikTok, oprește-te! Roagă-te pentru pacea acestei țări! Vreți ca Dumnezeu să lase pacea peste România? Aleluia lui Dumnezeu! Țara asta are nevoie de Dumnezeu! N-are nevoie doar de politicieni, n-are nevoie doar de parlament, n-are nevoie doar de deputați și senatori. Țara asta are nevoie de Dumnezeu! Atinge, Doamne, România! Ai milă, Doamne, de România! Nu-ți retrage îngerii de la granițele României! Cu două săptămâni înainte să intre invazia rușilor în Ucraina, a strigat Duhul Sfânt într-o biserică unde eram prezent printr-o soră cu dar de prorocie și a zis așa, așa vorbește Domnul. Voi, pocăiților care vă temeți că va intra război în România, la granițele României, am pus niște îngeri care învârt săpii văpăiate să nu intre război în țara asta. O, strig din toată inima, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Dacă e cazul, rugăm pe Dumnezeu să facă un lucojor de foc la granițele României și chiar dacă trece război în altă țară vecină cu noi, să naștem pe România. Cine vrea asta să zic amin? Atinge, Doamne, România! Atinge, Doamne, Bucureștiu! Are milă, Doamne, de noi! Aleluia lui Dumnezeu! Știți ce rămâne încă România în pace? Pentru că în seri de vineri ca acestea mai sunt oameni ca dumneavoastră care se rugă. Pentru că într-un București îmbibat de păcat și de imoralitate. Unde unii divorțează doar ca să aibă rating mai mare și să ajungă cumva văzuți pe sticlă. Vai, vai, vai! Să-ți distrugi tu viitorul. Să-ți distrugi tu familia pentru niște bani. Pentru o poziție. Pentru o candidatură. Să aibă Dumnezeu milă de români. Să aibă Dumnezeu milă de România, mai ales în acest an. Și să nu îngăduie legi, parlament, prin care copiii dumneavoastră să fie așezați într-o zonă de pericol, prin tot felul de virus și de informații care vin din vest, cu riscul să rămânem săraci și înfometați. Noi nu vrem să ne
pădeam de Biblie. Amin. Cine crede ca mine să zică amin? Amin. Cartea asta o iubim cu orice risc. Cartea asta vrem să o stimăm și să o respectăm. Păi Iona, dacă tu ești supărat pe inimii mei, de ce numesc să le spui că vrei? Iona zice, eu știu cum e Dumnezeu, mă. Îl cunosc foarte bine. Derulează această cunoștință a lui despre Dumnezeu doar în capitolul 4, când e supărat până la moarte. Ați văzut oameni care de vă crede că vreau să moară? De ciudă. Supărare. De ce mă vorbim numai mie cuvântul Domnului? Nu a fost așa de direct. Săptămâna aproape sunt oameni care taie de predici și își spun părere. Dar știți care e marea minune? În timp ce taie din predică, sau reafirmează, reafirmarea aia se simte prezența Domnului. Și vrea, nu vrea cineva, ascultă cuvântul lui Dumnezeu fără zile. Aleluia! Sfântul Apostol Pavel zice, unii din tu, de cealaltă, arată din slavă de șapte, cuvântul Domnului este prestit. Problemul lor. Slăviți să fie Domnul. Amin. Iona zice, Doamne, nu suport ideea că oamenii ăștia care ne robesc, ne calcă puternic în picioare. Ne distruge identitatea. Nu suport că oamenii ăștia, dacă, după ce aud mesajul drastic și radical, dacă cumva se pocăiesc, eu îți cunosc inima ta, Dumnezeule, tu te întorci, te căiești de răul pe care vreau să-l faci, nu-l mai faci. Și uite că nu ar vrea să le meargă bine la oamenii ăștia. Vai ce ieftin gândim noi. Sunt oameni care spun să-l treacă foc și bucioasă peste el. Îl blestemcică în numele Domnului. Să-i fie distruși copiii și nepoții. Să n-aibă parte nici măcar de vârsta maturității copiilor. De blestemă unii, zice Domnul mie acum în seara asta. Blesteme, peste blesteme. Mamă, care ți-ai blestemat copiii? Este seara în care Dumnezeu îți spune, retrage orice blestemă. Te mira că a ajuns drogată! Nu te mira că umblă cu interlopii! Există la pas un blestem. Nu-i suficient să-l aduci la binecuvântare. Trebuie fiecare zi să pun numele Domnului peste el. Să zici, Doamne, când iese din casă, orică în autobuz, este în interferență cu niște oameni, există pericolul să intre cu dealeri în droguri. Că nu-i normal, iertați-mă să vă spun ce zice Domnul Sfânt. Nu-i normal să cânti laudele Domnului acum și mâine să te droghezi, poi mâine. Nu-i normal. Orice duh de curat să plece. Amin. În numele lui Iisus rostesc eliberare. Eliberare, eliberare, eliberare în numele lui Iisus. Copiii Domnului trebuie să fie copii ai curăției spirituale. Amin. Fizice, la nivel de văz, la nivel de auz, la nivel de mers, la nivel de gândire. De ce? Duhul lui Dumnezeu este prezent în locul acesta. Duhul lui Dumnezeu vrea să-i elibereze în seara asta. Nu suntem doar la o întâlnire culturală, religioasă, în care să cântăm și să spună cineva un discurs. Aici e prezent Hristos. Aici e prezent Hristos. Cine Hristos e eliberare, e vindecare, e salvare. Cine crede că a venit să zică amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Nu vreau să mă duc la ei, zice Iona. Așa că o să-ți arăt, Doamne. Că fac ce vreau. Ei, câți nu mai zis vorba asta? Se poartă, știți? Eu vă zic tot ce zice Duhul Sfânt. Acum n-am nicio problemă dacă nu m-ai invitat. Ei, ok. Oricum îți foarte obosit. Se poartă, știți? Ascultați ce zice Duhul Sfânt, vă spun. Doi, băiatul cu fata trăiesc împreună. Curvesc pe românești. La fel și pe romanezi. Deci ajung. Și comitetul unui biserici știe, toată biserica știe. Și se decide că nu o să-i căsătorească în biserică. Și ce zici părinții și bunicii? Stai, vă, că rezolvă. Un singur telefon am. Și îți garantez că-i căsătoresc. Ce învață ăștia doi? Că e permis concubinajul. Eu sunt aici să vă spun radical și direct. Concubinajul este interzis. Amin. Dacă este cumva cineva aici care n-are certificat de căsătorie, luni dimineața la prima oră să-și facă programare,
la primărie să aibă certificat de căsătorie. Zici amin? Amin! Amin! Amin. Eliberează, Doamne, trezește! Mișcă vieți! Amin. E ușor să transmiți o evanghelie ieftină! Hristos e aici cu noi! După ce ieșim din clădire, facem ce vrem noi! Nu! Noi facem ce zice Iisus! Amin. Noi facem ce zice cartea aceasta! Noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu și știți cât îl credem? Cât îl aplicăm? Ziceți amin dacă credeți amin! Aleluia lui Dumnezeu! Ce faci, Iona? Păi o să tară, Doamne, că fac ce vreau. Ok, să vedem. Să vedem cine creștiri. Zice Biblia, în loc să meargă spre spațiul Ninive, mi-ajunesc în direcția aia, el merge tamal invers. Și ascultați ce zice, vreau să fug departe de fața Domnului. Ah, tu iubești mai mult lui Dumnezeu. Știți care e rugăciunea multora dintre noi? Rugăciunea fiului risipitor când era pe domeniul în care abia aștepta să primească, să distrugă. Și mergi la taică și-o zis, Tatăl, dă-mi. Știți cum zicem noi? Nici măcar nu mai zicem Tatăl, zicem dă-mi, 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 dă-mi repede. N-am timp să stau, uite că e 8 fără 5, dă-mi repede. Dacă până la 8 fix nu-mi dai, i-am plecat. Ești plecat deja, prietene. Care dintre voi doi Dumnezeu? Mentalitatea fiului risipitor este Dumnezeule, dă-mi, rezolvă, intră la spital, intră acolo, mergi dincolo, rezolvă de toate. Și Domnul zice, cât mai aștepți prezența mea? Știți care e mentalitatea corectă? După ce a făcut un ocol interzis pe la porci, pe la roșcove și zdrențe, când din tot ce a dat tata n-a mai avut nimic, s-a întors acasă plângând, recunoscându-și vina. Știți care a fost diferența? Tot 4 litere. Prima dată dă-mi, acum fă-mă. Fă-mă. Nu mai merit să fiu fiul tău. N-am, nu mai pot să mi se dea numele tău de familie. Ți-am pătat reputația, ți-am pătat imaginea, ți-am distrus numele. Vai multe ce-am făcut. Tată, iartă-mă. Ce vrei? Zice, fă-mă ca pe unul din argații. De ce vrei măcar argat? Zice el cu alte cuvinte, când ieși din casă, tată, de la distanță, eu stau într-o altă cameră, că nu merg decât ca un sclav, vreau să-ți văd fața. Aleluia. Vreau să-ți simt mersul. Îmi place de tine, tată, vreau măcar în ograda ta, dacă nu pot în casă cu tine. Îl iubesc pe Dumnezeu, că în pildă tatăl a zis, te primesc ca fiu. Amin. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Mesajul pe care l-am e acesta. Nu mai fugi de Dumnezeu, că te prinde. Ai grijă. Fugi în primarea pe decât tine. Te prinde oriunde ai fi. Ce zice Iona? Gata, mă ridic, îmi fac bagajul și parcă toți sunt bucuroși. Pleacă Iona la evanghelizare. A primit din nou un mesaj în urechea lui sensibilă. A primit o voce de la Dumnezeu. Se duce să transmită un mesaj profetic. N-avem dovezi că a vorbit cu nevastă să, atunci când se enervează câte unul. Și cine se credea să se spune ceva? Aveți grijă, bărbați care umblați în el. Și care vă teme să nu vă prinde cineva telefon. Nu vă pun să ridicați mâna sus. Câți dintre noastre le-ați dat soțiilor codul PIN de pe telefon. Din păcat nu mai vorbesc. Cum v-ați avut cu cash pentru care, nu? Așa simplu. Mare atenție. Poți sfânta primarul, poți sfânta pastorul, poți sfânta comitetul. Pe Hristos nu-l sfântezi! Hristos e drept. Hristos e sfânt. Hristos vede totul. Ochii lui sunt ca pară focului și văd dincolo de ceea ce poți tu să maschezi. Mă rog în această seară, Doamne, trimite un duc de trezire peste bărbați. Trimite un duc de trezire peste surori. Trimite un duc de trezire peste tine. Eliberează, Doamne, în seara aceasta. Să cadă lanțurile care leagă unele inimii. Că puterea Domnului se prezintă în locul acesta. Slăvit să fie Domnul. Ce faci, Iona? Păi, vreau să mă duc în alte direcții. Și-a plătit prețul plăturii. Știți ce mă miră? Cum de nu s-a împiedicat pe drum? Cum de nu i-a îngăduit Domnul un bolovan ascuțit să dea cu nasul? Cu fruntea? De ce nu l-a oprit Domnul? Vedeți?
Dacă era penticostal, zicea, trei semne, frate, trei semne. Care-i primul? Păi am ieșit din casă și n-am pățit nimic. Care-i al doilea? Am ajuns la Chișeu și caserița de acolo a avut un loc liber. Și al treilea semn, Domnul dă și cușetă, frate. Să pot dormi. Trei semne am. Vai de semnele tale. Că-s nebiblice. E oameni care vin și spun, domnule, vreau să pun înaintea pe unul cauz. Ce cauză ai? Păi dacă se divorțezi sau nu. Îmi vine să le spun, du-te în fața oglinzii și dă-ți două palme. Dar tare așa. Cum te ispitești, mă, domnul, frate? Mă sună la un moment dat o bătrânică de 60 de ani trecută și spune, frate, am o cauză înaintea Domnului, sunt într-o stare foarte grea, bărbatul meu e un, și-o zis, un apelativ care nu vreau să-l folosesc, și-o zis, vreau să pun înaintea Domnului dacă se divorțez sau nu, am dosarul pregătit. Eu m-am luat așa un pic în ureche și am zis, vă rog să repetați, ce vârstă aveți? 63. O trebuie să-i spun ceva. Am întrebat, stimată doamnă, n-am putut să-i spun soră, n-am făcut gândește. Stimată doamnă, cam câți ani mai credeți că trăiți? Cam câți? Eu vă doresc o scuză, dar cât credeți mă asta? Păi nu știu, că viața e imprevizibilă. Am zis, ce vreți să faceți? Vreau să divorțez, am tot stat pregătit, totuși să n-am trebuit să duc la notar. I-am zis, așa vorbește Domnul. Duceți-vă la soba cea mai mare, era într-o noctombrie spre noiembrie. Am înțeles că era într-o casă. Duceți-vă la soba cea mai mare, aveți sobă cu lemne? Da. Duceți-vă la soba cu lemne, deschideți-o larg. Înainte să ajungeți în cameră, luați dosarul de divorț și aruncați-l și ziceți în numele Domnului Satana, în foc. Și zice sora, chiar așa vorbește Domnul, da? Sigur, frate, sigur, soră. Repede, că vă numărăți secundele. V-a aruncat dosarul, s-a împăcat cu bărbatul său. A început să doarmă în același pat, știți că primul pas e că dorm spate în spate. Pasul 2 e că nu mai dorm în aceeași cameră. Nu-i mai place sfărăitul. De 50 de ani eu plăcut sfărăitul, nu-i mai place dintr-oată. Revino-ți! Asta îți vorbește Domnul. Împacă-te! Împacă-te în numele lui Iisus Hristos. Foarte mulți calcă sens invers față de voia lui Dumnezeu. Intră pe interzis Domnule și zice, Domnule, nu mă lovi Dumnezeu. Eram în sudul României, într-o altă parte, decât București. Și a zis, așa vorbește Domnul bărbat care ai trei amante, curvești în trei hoteluri diferite. Când am zis trei amante, m-am speriat. Prin dar de cunoștință mi-a zis, de cum să spun asta, m-am speriat. A zis, bă, dar chiar trebuie să fie, măcar te ziceai două. Păi sunt voce care mi-a trebuit. La final de programul viitor, bărbat să-i toc. Am crezut că e nervos pe mine. Să se poate întâmpla, că după predica asta, cam se enervează unii, Domnul să-i ajute după ce se enervează să popească. Amin? Amin. Și dacă nu se popiesc chiar în seara aia, se meargă la seara următoare să doarmă sau să n-aibă somn, dacă trebuie. Să se învârte ca un șurub în pat, să mai pună o dată predica, să se enerveze încă o dată, să o pune la boxe, să o audă și nevastă, să o audă și pruncul. Și după ce au toți trei, că iar azi nu a fost la biserică, cuvântul Domnului atinge trei inimi și la final, până la 4 dimineața, să zică, bă, dar ce-a avut? Chiar nu a avut nimic a predicatorul la cu mine. Eu nu știu că există. Înseamnă că Domnul mi-a vorbit. Amin, amin. Domnul mi-a vorbit. Lucrează, Domnul. Bărbatul Sfântului Duh a ieșit la un seram cu pastorul județean, care m-a invitat la slujbă, la evangelizare în seara aceea, și fetița bărbatului Sfântului Duh era ținută de mâna stângă a bărbatului. Ce mine mi-a fost definiția aia de vreo 7 ani. Și-a uitat în ochii mei bărbatul și-a zis, pastore, eu sunt bărbatul cu trei amante. Am zis că ultima dată mai vin la biserică în seara asta. Și dacă nu sunt descoperit în public, am deja planul suicidal pregătit să mă mor. L-a iubit Dumnezeu? Ce mult l-a iubit Dumnezeu? Ce mult l-a iubit Dumnezeu? Să n-ai iluzia că dacă minți, înjuri, comiți adulter, vizionezi pornografie, te masturbezi, trăiești cu păcate grosolane, înjuri, cu răutate, vorbești cu ranchiună, chiar cu motive religioase, faci scandal, chiar în clădiri de biserici. Să n-ai iluzia că dacă nu ai primit nici boală, ar fi cumva Domnul de acord cu tine. Sfântul Pavel zice, nu vezi tu omule? Nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu
Ce face? Ne îndeamnă, da? Sunt primul care trebuie să mă pocăiesc. Mai e cineva? Ajută-ne, Doamne, în seara azi. Bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ți-ai deschis ploapele azi dimineață și ai văzut cu ochiul liber, cu sau fără ochelari, dacă ai avut nevoie de dioptrie sau nu, sau lentile de contact, nu contează. Ai încă suflare, plămânii tăi funcționează. Nu ți-a pus Dumnezeu contor pe respirație. Mâinile tale se mișcă, ai sănătate cât ai. Ai motive să-i spui lui Hristos, mulțumesc Iisuse Hristos. Din pandemie, din 2020 până azi, să recunoaște cineva că Dumnezeu a fost cu el 24 de 24 de ore. Eu ridic mâna sus și ambele ridic. Și zic, străiască Domnul! Dumnezeu cu casa ta, cu familia ta, alții! S-au dus, tu ai rămas în picioare. Poate ai fost internat în spital, dar Domnul a fost lângă tine, la căpătâiul patului tău, în salonul în care era internat. Cineva a venit în fiecare dimineață, cineva ți-a numărat respirația. Numele lui este Iisus! Lăudat să fie Domnul! Nu fugi de Dumnezeu, că te prinde în primul rând îngăduindu-te. Ajunge la ghișeu, prinde bilet, are banii necesari. Plătește biletul. Vreau să vă spun ceva. Că intrăm pe interzis plătim. Plătim. Știți când plătim? Când am călcat flagrant cuvântul lui Dumnezeu. Eram la căpătâiul unui bărbat cu de 60 de ani. Mi-a spus toată viața. Avea cancer. S-a uitat în ochii mei și a zis, pastore, eu știu de ce am canceros. Pentru că diaspora unde am fost, am curvit cu mai multe femei. Și canciul era exact acolo unde și-am permis să mă plătuiesc cu cele modulare. Că Dumnezeu e drept. Că filistenii pot manipula chivotul și se uită în el și niciunul nu are, Doamne! Dacă nu se atinge Uza, un pic atinge cu furful de gică, cât să țină chivotul, Dumnezeu îl taie cu furful. Știi, rupendu-o. Că dragul meu, draga mea, dacă ai fost la botez, dacă ai intrat într-un baptistel sau într-o apă curgătoare și ai spus lui Hristos că îl urmezi toată viața, să știi că nu poți să-ți permiți să faci ce vrei. El își ține legământul cu tine. După cum ține legământul cu soarele și cu luna, cu zăpada, cu iarna, cu primăvara, cu vara, cu toamna. El ține legământul cu tine. Tu îl ții? Ajută-ne, Doamne, pe toți. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Și dacă mai sunt aici oameni care și-au călcat legământul, să-l renunească în seara asta în numele lui Iisus. Aleluia, Domnului Iisus Hristos! Ce se întâmplă cu tine? Ce faci, Iona? Iona zice, m-am așezat în corabie, nu m-am rugat, nu mai postesc, nu mai citesc din legea din Tora, din Tadeul, nu mai împas. Nici nu vreau să mai aud vocea Domnului ca proroc, lasă-mă pace, Doamne, lasă-mă. Lasă-mă și cu prorocia, zice câte unul. Lasă-mă și cu predica, lasă-mă și cu pastorii, lasă-mă și cu cultul pedicostal, lasă-mă, zice câte unul. M-a auzit Iona, ești aici? Vreau să dorm. Și zice Biblia, a adormit. Mă tot mir cum te-a avut somn. Că întâlnim frați și sorori care vin în birourile pastorale la Costinești și zic, frate, de două săptămâni nu mai dorm, numai două ore pe noapte. Și ăștia spotizați în altă. Și Iona nostru-i pe interzis și are somn. Zice Biblia, a adormit și a adormit, știți cum? Dus și chiar era dus. Ce faci, Doamne? Domnul zice, încă îl gădui. Încă îl gădui. Nu simți tu, frate, nu simți dumneata, soră? Că chiar dacă ai călcat cuvântul lui Dumnezeu cu nonșalanță, fără frică, fără emoție. Dacă atunci, după ce ai înjurat, ai pus în loc mâna în plit, fără să te mărturisești la un pastor sau la un prezbit, la cina Domnului. Dacă după ce ți-ai văzut copilul zop, demonie când ți-o ieși business-ul din ziua aia. Copilul tău n-avea nicio vină. De-aia vă să arăți cine e. Stăpân în casă. Am să vă transmit un mesaj. În casa mea, stăpân e Iisus. În casa mea să vă fie. Există autoritate, da, bărbatul este capul nevestei, da. Există autoritate, dar stăpân nu suntem noi.
Se spune să fii stăpân, Doamne, casele noastre. Se ne vorbește fiecare dimineață, să auzim vocea ta. Să auzim glasul tău cum ne vorbești prin Biblie, prin proroci, prin cuvinte autentice, prin cântări, cum ne-a vorbit în seara azi. Să auzim glasul Domnului, ajută-ne, Doamne. Ce se întâmplă cu tine, Iona? Iona zice, sunt într-un stadiu interesant. Domnul mă îngăduie. Și în timp ce Domnul îngăduie, Domnul face ceva. Face așa. Cine, Domnul? Chiar Domnul? Nu parte mie. Domnul, nu Satana. Vai, de detor, dă-mi vina pe Satana. Știe clar cum mințiți și-o semnat în fals ca să câștige 10.000 de euro în plus. Știe clar, bărbatul ăla. Știe clar. Și dă-te drumul închis, blocat, minele mele. Nu-i mai vin de apartamentele. Știi ce zice? Satana. Ei, spun eu altceva în seara asta. Semnătura aia. Ia du-te repede și caută un loc, că de-ai să te trisești. Și îi cer Domnului iertare. Să zici, Doamne, iartă-mă. Îl iubea Domnul pe Iona? Ai, ce poate îl iubea. Așa de mult îl iubea, cât o zis, gata! Pe Iona nu mai trezește nici predica, pe Iona nu mai trezește nici păgânii, toți se roagă, toți fac mătănii, nici cruci, nici crucifixe, nimeni nu trezește pe Iona, nicio problemă. Când nu mai merge nici pastorul, când nu mai merge nici comitetul, când nu mai merge nici amenințarea că te pune deoparte, când nu-ți mai pasă de ce zice mama, când nu te mai interesează ce zice bunicul, bunica, când nu-ți mai pasă de nimeni, Domnul zice... Mișcă corabia. Începe să bată vântul. Și ascultați-mă bine ce vă spun că e biblic. Binecuvântate fie furtunile care ne-au trezit. Când am stat cu scrisoarea medicală, n-am știut dacă soția mea dragă. Apropo, eu vă salut și împreună cu mine e cea mai frumoasă femeie din lume, Alexandra. Domnul să binecuvinte. Mergeau una mie mai puternic. Domnul să binecuvinte. La fel și pe dumneavoastră. Nu vreți. Eu când e vorba de binecuvântare, zic de mii de ori amin. Domnul să vă binecuvinte. Amin. Amin, Doamne. Sunteți aici. A fost o zi grea pentru noi, într-o zi de luni. Ne-am întors acasă de la spital. Scria acolo boltat scrisoare medicală. M-am uitat în ochii asistentei și am întrebat-o, de ce nu spuneți ce? Era un lichid care nu era, nu putea fi explicat. Am simțit că se sfărâma tot, nu mai trebuie să nimic. Bătea furtuna. Binecuvântat să fie Domnul când a fost cancer. Când vine furtuna, e grav, e greu. Te mai interesează ce zic oamenii. Nu-ți mai pasă dacă mai vrei să mă, dacă mai intri să mă comitet, dacă mai prins să mă am vot sau microfon. Când vine furtuna, nu te mai interesează câte blocuri vinzi. Când vine furtuna, te interesează dacă inima ta e gata pentru ce? Ești pregătit să pleci? Ești gata să te întâlnești cu Hristos? Mă miră, Iona, că nici furtuna nu trezește. Când primul nivel al furtunii nu te interesează, când nu-ți mai pasă de intervențiile Domnului, Domnul zice, stai un pic. O să fac un fel de ironie sfântă și o să-ți bat obrazul. Că tu, prorocurile care te rugheai, care auzeai vocea mea, o să fii tras de mânecă de niște păcăni. Dacă Iona nu se mai roagă de bunăvoie, nicio problemă. Intră un păgân din cameră în cameră și are o singură urgență. Cine nu se roagă? Extraordinar, Doamne. Intră în camera unde e Iona, la cușetă. Nu vă imaginați cum ezi aia cu pune maniere, se deschide ușa cu cheie. Când ești într-o panică, simți că mori. Când amenință furtuna că mori, nu mai știi exact cum reacționezi. Reacționezi cum ziți. Parcă văd pe Iona cum intră, cu umărul deschide ușa. Unii știu cum e asta.
Nu vă duc casă. Parcă-ți mascați înainte prin refracție. Nu mai stă să bată la ușă. Îi deschide ușa și aude un sfărăit. Bucăitul sfărăie doarme. Cum credeți că l-a trezit? Vă imaginați cum mers așa titip în vârful și o să-i zic, drăguțule Iona, te rog să nu te sperii, trezește-te dacă se poate. Vă rog, așa cred. Asta facem în biserică, când mai doarme de mine, mai încet așa să mă apărim. Păi Iona, eu cred că l-a trezit altfel. O intra la el pe pat, l-a prins de piept și a zis, ce dori? Nimă că păcă nu știe să vede ce pe puncte asta, nu-i de la ITP. Predică pe trei puncte. Și păcânul zice, în primul rând, scoală-te. Oare mesajul ăsta nu l-a auzit de la domnul prima dată? Care a fost primul cuvânt pe care l-a spus domnul? În primul rând, domnul a zis, scoală-te! Dacă nu mai auzi cuvântul domnului la predică, las cu să-l auzi momente dificile. Același cuvânt. Scoală-te! Ridică-te din răutatea ta, din rancuna ta, din resentimentele tale, din ideea că cu neamul tău faci dreptate. Scoală-te! E vocea lui Dumnezeu. Te afli tu depresie în care zici, gata, vreau să mor, m-am așezat la parter, înțelege, cu corabia mea, mai multe etaje, vreau să rămân acolo, să n-audă nimeni nimeni de foaita mea, să uite toți de mine, vreau să mor, nu mai am nicio perspectivă. Scoală-te! Ce zici, Doamne, lui Ilie? Când ați zis, nu mai sunt mai bun decât părinții mei, vreau să mor, pe dacă vrei să mor, nu mă un pic întoarce-te. Izabela are deja săbunile pregătite, pșt, s-o retezea gata. Chiar vrei să mor? Nici nu știu ce vrei. Nu e așa că atunci când treci prin depresie, zici una și ai vrea alta. Și te torci întâi din extremă în extremă, nu știi ce mai faci. Păgânii predică și zice, vrei mă în scoală-te. Oare aude și nimeni vocea Domnului seara asta? Scoală-te din depresia ta. Scoală-te din falimentul tău. Tu care ți-ai zis, mai vin niciodată la biserică, asta e ultima seară în care vin. Și Domnul spune că unii au venit aici și de multă vreme n-au mai mers la casa Domnului unii dintre noi. Dar seara asta este seara de eliberare. Este seara de atingere, este seara de vindecare. Este seara de trezire, este seara în care Domnul trece printre rânduri. Să auzi vocea lui Dumnezeu, scoală-te! Aleluia lui Dumnezeu! Scoală-te! Și... doi. Cheamă pe Dumnezeul tău. Noi am făcut cruci, noi am făcut mătănii, noi ne-am manifestat cum am știut că am mers la Dumnezeii noștri. La Dumnezeii noștri sunt ori, surți, mulți, nici măcar nu există. Tu ai un Dumnezeu. Tu ai un Dumnezeu, Iona. Dumnezeul tău, frate, ți-a vindecat soția de cancer. Nu uita asta! Dumnezeul tău a intrat când era în colaps și nu mai avea nicio resursă financiară. Dumnezeu ți-a dat de mâncare în fiecare zi. E cineva care n-a avut de mâncare o dată și este cineva care poate să recunoască că Domnul i-a pus pâine pe masă. Eu zic, amin! Aleluia lui Dumnezeu! Scoală-te! Și cheamă pe Dumnezeul tău. Tu nu-L mai bagi în seamă, dar Dumnezeul tău rămâne Dumnezeul tău. Tu nu-L mai recunoști, dar Dumnezeu e în controlul vieții tale. Când mai vrei să auzi de oameni, de prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu e pe tron. Butonul nu e la Domnul Putin. Nici la Biden. Nici gând la Iohannis. Butonul e la Hristos! Aleluia! El controlează Universul! N-avem de ce să ne temem când cine e Tatăl nostru, e coordonatorul întregul Univers. În mâinile Lui ține suflarea noastră de viață. Avem mișcarea, viața, suflarea și toate lucrurile. Suntem din neamul lui Dumnezeu. Suntem scriși pe numele Domnului. Cheamă pe Dumnezeul tău! Păcându-L zice, toți Dumnezeii noștri sunt mulți, sunt inexistenți, n-au nicio capacitate să intervină. Poate că Dumnezeu, de ce nu mai zice Dumnezeul tău? Pentru că începe păgânul să zică Dumnezeul care a mai rămas funcțional e Dumnezeul tău. Și de azi încolo ne dorim că Dumnezeul tău, Iona, să proclamăm că este singurul Dumnezeu care trăiește. Trăiască Domnul! Binecuvântat fie numele Lui! Înălțat să fie numele Domnului! Trăiască Domnul în inima ta, în viața ta, în familia ta! Să se vadă cum intervine în dreptul pruncilor tăi care nu mai au nicio șansă. Unii au dosar penal în numele lui Iisus. Domnul să aducă eliberare. Amin. Domnul să transforme. Amin. Ascultați ce zice păgânul. Poate că Dumnezeu, Elohim, Iahve,
va voi să se gândească la noi? S-a gândit Dumnezeu la noi? În fiecare secundă se gândește la noi. Păcându-mi zice, dacă Dumnezeu dă Iona, nu se mai gândește la noi, noi perim! N-avem altă soluție! Este singura noastră șansă. L-au trezit deja, e? Nu fizic, încă era cam amorțit. În momentul în care e tot amorțit, zice Iona, încă fac ce vreau. Ok. Încă te mai îndădui, Domnul. Încă îți mai permite. Aveți grijă, nu întindeți coarda în durerea lui Dumnezeu mai mult decât trebuie. Că o să vă blestească când o lasă. Opriți-vă la timp. Prea târziu când îi culegi copilului tău creierii pe asfalt. Prea târziu când îi pui o Biblie, cum eram la căpătâiul unui băiat. De clasa a patra, toți colegii lui o vin la mormântare. Toți colegii lui. I-au pus o Biblie îmbrăcată în piele și mi-a zis Duhul Sfânt, vezi? Prea târziu că eu uză cum am zis că eu trebuia să-i vedea. Mai repede. Știți că pe tatăl ăla l-am întâlnit? Când băiatul a internat la terapie intensivă în Cluj și înainte să urc pe scări spre salon, m-a oprit sub niște scări când rezistam alt birou să se mărturisească și a zis, pastore, frate care m-a lăsat să răspund ceva. Eu știu de ce e băiatul meu aici. Băiatul meu e aici pentru că după ce m-am botezat, la 6 luni după botez am început să fumez din nou. Am uitat în ochii lui autoritar, grav, adânc, durerat, de drept. Și a zis, frate, nu vi se pare că prețul e prea mare? Dacă pleacă băiatul ăsta. O zis, veci, cât mai trăiesc, nu mai am timp cu degetele mele și cu buzele mele țigări. Dar ce trist. Și-s comunit? Știți că am strigat la momentare și am zis, sfinții pleacă prematur, știți de ce? Trage Dumnezeu semnale de alarmă, semnale de alarmă, semnale de alarmă, semnale de alarmă. Și ia Dumnezeu pe cel mai curat dintr-o biserică. Să ne trezim noi că a fost cap în cap o grămadă dintre prietenii lui. De ce trebuie să moară oamenii să ne băgăm noi? Asta e întrebarea mea zărată. De ce trebuie să vină urgențe și lovitori? Ca nouă să ne intre mințile în cap și să facem pace unii cu alții. De ce un bărbat cu nevastă să se împacă numai după ce copilul ajunge la terapie intensivă? De ce? De ce șocurile ne trezesc când ar trebui să ne trezească în cuvântul lui Dumnezeu? Ajută-ne, Doamne, să ne trezim. Încă Iona doarme, pe picioare doarme! Îl întreabă, îl cheamă parcă la interviu și spune, ce meserie ai, de unde vii? Care să se sară și ce popor ești? Și ăsta răspunde de parcă e penticostal și zice, eu sunt penticostal. Eu sunt mucăit. Eu sunt evreu, zice el, și mă tem de Domnul Dumnezeul Cerurilor. Serios? Chiar te temi? Chiar te temi? Păi dacă te-ai fi temut, nu erai pe străzile cetății Ninive să predici, să prorocești. Ce frică asta de Domnul ta, doar declarativă. O, că zic de noi, zice, mă iubim, mă, Dumnezeu, și Dumnezeu zice, dacă mai iubi, ai arunca alcoolul din casa ta. Dacă mai iubi, n-ai mai nemeține fricită în bel fără alcool. Dacă mai iubi, n-ai mai merge la dansuri, la distracții, la nunți care n-au nimic cu Hristos. Dacă mai iubi, ți-ai pune viața la treabă. Nu ți-ai mai alimentat pe cineva din familie, știi bine că umblă cu droguri, de ce ne dai bani? Ce ne dai bani? Sunt evreu, zice el, și mă tem de Domnul. Și el vorbește automatism. El vorbește ca un robot. Dar în timp ce zice cuvântul, cuvântul ăsta creează, mișcă. Și când el zice, mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, nu-s foarte curioși ei. Dar când zice care a făcut marea, strigă păgânii, vrem pe Dumnezeu ăsta, că marea e înfuriată împotriva noastră. Noi n-avem Dumnezeu decât pentru soare, pentru lună, pentru stele, n-avem Dumnezeu pentru mare.
Uite că ăsta are Dumnezeu într-o mare, îl vrem pe Dumnezeul lui. Și că zice și uscatul, păi tocmai la uscat vreți să ajungem. Și uitați-vă ce cum se stănește curiozitate mare în mințile celor care au păcânii. Oamenii aceia au început să aibă o mare teamă de cine? De Domnul? Bărbatul ortodoxul, catolicul, penticostalul, adventistul are un Dumnezeu de care se teme teoretic. Păcânii încep să se teamă practic. Și ascultați cum îi bat o brațul și spun, de ce ai furat? De ce ai permis să furi telefonul ăla și să-l vinzi din nou cu alt preț? Ai știut că ai furat. De ce l-ai dat mai departe? Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Zice că tu frate, dar frate, numai două cui erau pe șantier. Care-i problema? De ce le-ai dat când altele? Pentru ce ai făcut lucrul acesta? Ascultați ce zice Biblia, căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Lucrează Dumnezeu și azi în generația noastră. Are Dumnezeu metode să-i libereze, să transforme, să vindice, să binecuvinteze sufletul tău. Pentru asta ai nevoie de o trezire reală, să spui viața reală, să te oprești din orice păcat, să-i spui Domnului, Doamne, te iubesc, nu te oletici, ci practic din seara asta, nu mai pe nimeni murda. Cine zice că bine să zică amin? Amin! Ajută-ne, Doamne! Amin. Că dacă nu, Domnul te cer la stadiu 2. Păgânii după ce îl întreabă, de ce ai făcut lucrul acesta, îmi zice, mă interesează, apoi îi zic, ce să-ți facem? Ca să se mătunească marea față de noi. M-aș fi așteptat că Iona să zică, de data asta, vă rog frumos, cârmaciule, schimbați direcția corăbiei. Mutați-o să meargă spre Ninive, o să plătesc tot prețul de întoarcere la toți pasagerii care vor să meargă la Tars. Duceți-vă la Ninive, pentru că mă întorc la Dumnezeu, mă opresc, vreau o întoarcere reală. Dar el zice, ți-a arăt, Doamne, că fac ce vreau. Vai, cu cine să fost săracul. Cam cu cine ne punem și noi, știți? El zice, luați-mă, bă, cât tu pe oare ăsta în el! Te-ai botezat? Vine la biserică. Luați-mă și aruncați-mă în... Ai fi zis asta? Nu știi până ești acolo. Nu știi cum ai până ești acolo. Că dacă nu ai fi zis asta, nu ți-ai fi dat demisia, știi? Nu te-ai fi retras de lucrare. N-ai fi zis, nu mai ating instrumentul, nu mai vreau să cânt niciodată, nu mai vreau să slujesc pe Domnul, gata. Vezi că ești cam ca Iona. Numai când treci pe acolo, îți dai seama cum e. Luați-mă! Și aruncați-mă în mare. De la următorul și prorocește Iona. Și ascultați ce zice. Și marea se va liniști față de voi. De unde știi asta, Iona? Ce bun e Dumnezeu cu Iona, că nu i-a retras darul prorocii. Ai mers în sensibil și că poți proroci. E înturarea lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu, e prezența Domnului, e sângele Domnului peste casa ta. Puteai să mori, puteai să nu mai existi, putea Satana să-ți facă de cap în casa ta, dar încă ești în viață. Dacă ești aici și viu, vreau să spun ceva. E semn că pentru tine nu e încă prea târziu. Cine crede ca mine să zic aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu, trăiască Domnul, înălțat să fie numele lui Hristos. Aleluia lui Dumnezeu. Bun a fost Dumnezeu cu noi. Amin? Bun a fost Dumnezeu cu noi. Bun a fost Dumnezeu cu casele noastre. Bun a fost Dumnezeu cu ființele noastre. Strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul. E singurul moment din tot acest pasaj când Iona se pocăiește. Până atunci zice, nevastă mea e vinovată. Copiii mei sunt vinovați. Nepoții mei sunt vinovați. E primul moment în care zice că știu că din vina mea vine peste voi nenorocirea aceasta. Această mare furtună. Bărbatul autoritar care ești aici în plătire. Trebuie să pierzi. Sunt doar un om al lui Dumnezeu, un predicator simplu, care sunt aici să spună adevărul. Tu poți să faci ce vrei cu predicația. Inclusiv să o la coșul istoriei. Să nu uiți că într-o zi răspunzi pentru ce o să faci cu cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ți-ai cerut iertare, să fie un moment de cină în care să mergi înainte să întinzi mâna în plin, să te duci la fratele tău, la sora ta, să-ți spui, te rog frumos, băieți, am
Că vă să crezi un rating mai sus un pic. Te rog, uitați oameni. Unii sacrifică copiii și familia ca să le dai bine, știi? Mă tot mir de Saul împăratul care zice, domnule, nicio problemă dacă moare David și dacă îmi sacrific fata asta numită Milca. Nici o problemă că ea o să fie nefericită în viață. Eu dau ca o provocare. Dacă el omoară o mie de filisteni ca zestre, eu dau. Și ce zice el în mintea lui? În timp ce încearcă să omoară o mie de filisteni, cu siguranță va cădea în mâinile filisteilor. Vai, vai, vai. Nu vă sacrificați familiile pentru o poziție în clădire. Că biserica nu se poate. Nu am clădire. Nu vă neroceți pruncii. Nu e obligat să voteze cum vreți dumneavoastră. Nu rezici, dacă nu votezi așa, nu mai vorbești cu tine niciodată, îți mai dau bani. Dacă nu-i scrii mesajul la calumniatorul la cutare, eu nu mai fac nimic. Nu creați generație după generație! Băieți, nepoți! Adâncuri între unii și alții, prăpăstii, ziduri! E vremea să ne unim. Amin. E vremea să ne rugăm împreună. București are nevoie de oameni puternici care merg în numele Domnului. Că nu mai sunt în această clădire, noastră contează, dar să nu se vârfească între ei. Să n-aibă răutăți între ei. Să n-aibă concurențe de biblice. Cine ne-a răscumpărat să striga în seara asta? Sângele lui Iisus Hristos! Sângele lui Iisus Hristos! Sângele lui Iisus Hristos! Vă imaginați că Hristos e bucuros când ne vede pe noi cap în cap? Strânim lacrimi pe obrajul lui Hristos. Când ne certăm între noi. Când ne suportăm între noi. Când tăcutare numai când nu-i, nu-i posibil așa ceva. Oricine cântă la microfon, eu cânt pentru Domnul. Eu nu cânt pentru neamurile mele. Eu nu cânt pentru prietenii mei. Eu nu dau telefoane să zic, de ce ai cântat atunci? Eu când mă ridic să predic, predic pentru Iisus. Când cânt, cânt pentru Iisus. Când mă rog, mă rog în numele Domnului. Aleluia lui Hristos. Pune Doamne dragoste între frați. În loc să se vârfească, mai bine să se roage împreună. Mai bine să se iubească pe adevărat. E primul moment în care Iona își revine un pic. Pentru că zice că știu. Din vina mea vine peste voi rugăciunea aceasta. Această mare furtună. Luați-vă și aruncați-vă în mare. Întrebare, ce credeți că în momentul în care au crezut prima dată, o notați sau nu? Păi după cum e de arogant și de încăpățânat până mă după oaselor, timp să cred că prima dată nu a notat. O zis, da, o să mor. Numai că se întâmplă ceva. Eu a intrat apă în urechi, eu a intrat în ara dreaptă, eu a intrat în ara stângă, s-au simțit de rău, au avut senzația că moare și au început să dea din aripi. Și au să note. Că ești foarte tare până intri pe targa cu rotile și intri la terapie intensivă și când zice medicul, numai un pic, semnați-vă rog că vă dau injecția anestezică totală. De ce să semnezi? Există riscul să nu mai treziți. Să-l vezi tu cum scrie mesaj. Să vezi tu cum trimite un audio și zice pe WhatsApp, te rog frumos să mă ierzi. Să vezi tu cum trimite pe bilete la avon. Doar pe că devine greu avonul cu bilete bune. Rugați-vă pentru mine. Dar până acum nu te-ai interesat de cer, de biserică, de Biblie, de Rai, de Hristos. Ai fost un flegmatic și jumătate. De nimeni nu ți-o dintr-o dată te-ai înmuiat, leule? Ai devenit un fel de miel blând, liniștit. Am înțeles. Întrebare, are Dumnezeu apă pe cojocul cu fiecare dintre noi? Nu fugi de Dumnezeu că te îngăduie în primul rând, în al doilea rând, te încearcă! Te încearcă. Și am să vă transmit un mesaj, oricât ai fi de înalt și de lat, are Dumnezeu un pește care intre perfect. Stai lejer, lejer. Și Domnul vorbește cu un pește și spune, mergi repede, aleargă, intră peste întoarea asta. Fii atent că prorocul meu moare. Când ajungi în dreptul lui, întrebare, de unde a avut coordonate în GPS? Cum te nota de altul? Cum te tocmai pe el oprezi? Știe Domnul unde s-a aflat Iona?
Știe Domnul tot despre noi. Și Domnul îi zice, mai lovesc la tău brazul. Prima dată ți l-am lovit când ți-a zis, fii atent! Dacă nu mergi la nimire să predici, ca nu cumva să se pocăiască răștea, nicio problemă. Mergi pe corabia unde vrei tu să-ți inverzi, dar eu la pachet dau păștea cu răbierii păgâni, se convertesc, aduc jurințe, fac jertfe. Spun despre Dumnezeu ce nu-ți spune o grămadă de pocăiți. Și ce zic păgânii? Tu, Doamne, faci ce vrei. E cineva care vrea să zică, Domnul face ce vrea? Lăudați să fie Domnul. El mișcă miliarde și miliarde de stele. Toate stau sub comanda Lui. Viața noastră, picioarele noastre, mâinile noastre, mușchii, tendoanele, pielea, carnea, tot ce avem noi. Fiecare oscior până la cel mai mare stă sub comanda Lui Dumnezeu. Viața noastră este în palmele Regelui. Strig în această seară, Gloria Lui Iisus! Gloria Lui Iisus! Înălțat să fie numele Domnului. Nu medicii rezolvă problema ta medicală. Nu psihologii rezolvă problema psihiatrică ta, nici psihiatrii, nici terapeuții. Renunță la asta! Depresia ta, atacurile tale de panică, anxietatea, gândurile suicidare, ne vindecă Iisus! Singurul care poate să vindece! Aleluia numelui Său! Crede-n El! Domnul zice, spate obrazul, n-ai vrut să se bucăiască în nivel, că dacă se întorci și te întorci și tu de la decizia ta, Doamne, și nu le mai faci rău care le-ai promis, iată că oricum o să mergi la Ninive, dar o să mergi și după ce corăbirii s-o bucăiți. Că nu uita, Iona. Eu, Domnul, fac ce vreau. Înălțat să fie Domnul. Înălțat să fie Domnul. Și acum Domnul îi zice, îi mai bate altă obrazul și zice, n-ai vrut să mergi tu? Și nu m-ai ascultat tu, care ai o voce sensibilă și o ureche sensibilă la glasul meu. Uite că o să vorbesc cu pește, prietene. Și dacă peștele ăsta nu-l ascultă, tu mori. Dar o să-ți arăt că peștele mai ascultător decât tine. Și când Domnul îi zice, aleargă, ajunge acolo, peștele parcă-l văd cum te-n de aripoare. Și deschide gura larg. Domnul îi zice, deschide gura larg să nu cumva să-i... razi pielea cu dinții. Că s-a trezat lucrurile pe frizare la ora 6. Să nu fie că ăștia îndepătați că s-o văd tot. Și zice, Domnul, peștele, ai grijă. Nu cumva să-l digeri. Nu te atinge de el. Domnul poruncește sistemului digestiv din abdomenul peștelui să nu-l pape, să-l țină acolo. Întrebare, de ce ești acolo, Iona? Domnul zice, Iona, te-am căutat pe genunchi dimineața înainte să pornești la job, la servici. Și nu te-am găsit. Te-am trimis la Ninive și ai zis, s-o crezi tu. Nu mai poți să-și durăm de tine. Apă cu cola, cum mă stigat, vai, ce zice, mă întâlnesc cu tine și nu numai ce spune, frate, care când postim putem mestecat, cum mă, am zis, nu, spălați-vă pe dinți. Să-ți resunzi. Ce nevoie de gumă, mă mestecat? Când postim, nu mănânci, nu bei nimic. A zis, amici, n-am auzit? Amin. Asta nu-i post negru, asta-i post. Post nu are culori. E post. Voi compostiți în nivelul. Păi regele s-a coborât de pe tron, s-a dat mantia și a pus un sac pe el, cenușă, și a zis, poruncesc în toată părăția mea. Oile și boii, bărbații, femeile și copiii, și prunci sub gata, să nu guste nimic și să nu bea apă deloc. Este câte un solidor de ăsta care vine la consiliere la mine și spun, uite, ai problemele astea ca să scapi de ele, trebuie să postești. Zice, frate, care dacă postezi, eu mor. Eu spun, dacă mor, te îngrop. Mă gratis. În Cluj, 5.000 de euro în loc. Ce vedeți? Mă risc. Cum să mor, prietene? Păi dacă nu mor când comiți, când minți, când vizionezi, când gândești. O să mor când te oprești din asta prin post? Hai să fim serioși. Ce se întâmplă cu tine, Iona? De ce ai ajuns în pește? Se uită la telefon, mai are să-i dat. Pac, eu pic asta. Vrea să vadă o față de om. Și un minivian ar fi vrut să vadă. Ce mai dur om din viața lui. Și-ar fi dorit să-l vadă. Ce crezi, n-ar fi dorit? Nu zi către nimeni să te mă vădă în fața ochilor. Ca nu cumva să ajungi în momente care vrea să vezi un om.
Biblia zice, ai intrat în pește și când ai intrat în pește, 3 zile și 3 nopți. N-ai postit la timp, te ajută Domnul. Sau credeți că băut apă din abdomen? O mâncat un pic de papură, o meduză, ceva? Versetul 1, capitolul 2, zice, Iona s-a rugat Domnului Dumnezeu. Aleluia! Când la biserică stai cu ochii la ar deschis și nu mai ai timp pentru rugăciune. Când acasă stai și putonezi telefonul o grămadă de vreme și nu te mai interesează rugăciunea. Când nu-ți mai pasă de Dumnezeu, de Rai, de Biblie, de cer. Îl oblici pe Dumnezeu. Iartă-mă că trebuie să spun radical. Îl oblici pe Dumnezeu să-ți aplici un pește care pac te uiți. Mai când te uiți în dreapta, tai de porta peștelui. Și când te uiți în stânga și vrea să faci mișcări și vrei să controlezi tu, nu mai ține. Noapte totală, domnule. Nimic în jur. Nu vreau să vă fac treață gândindu-vă ce era acolo și cum mirosea pe acolo. Nu vreau să fac problema asta, să vă gândiți la asta. Știți ce îi spunea Domnul? Ne-am fixat locul de întâlnire. În adâncul mai. Te caut, zice Domnul. Din toată la urechea dreaptă lui Iona vine o voce satanică care îi spune, Iona, mori! Iona, mori! La urechea stângă vine aceeași voce satanică care îi spune, mori! Procentual, 100%, toți stăpații de pește au murit. Ascultați, zice Iona, mă aruncase și în adânc în inima mării, râurile de apă mă înconjurase. Toate valurile și toate talazurile tale, Doamne. Bă, satane, nu. Eu știu cine e în conjurul vieții mele. Au trecut peste mine, ziceam, sunt lepădat înaintea ochilor tăi. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a văluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă împiau pe vecie. Nu eram doar într-un buncăr, eram în ceva mult mai închis, fără să am cheia. Nu mai aveam senzația că ies vreodată. Dar mi-am făcut ultimele procese de conștiință, am zis, Doamne, Doamne, vreau să mă ajung la biserică, dacă mă scap aici, nu mai lipsesc niciodată la program în timpul săptămânii. Zice cineva, amin? Amin. O să vin și marți, când aveți program, marți, sau nu știu când, da. O să vin la program, nu contează că-ți 15 la închinare. Eu o să fiu a 6-lea. Voi vedea arăși templul tău ce sfânt. Aleluia. Când îmi deja sufletul în mine, zice Iona, mi-am adus aminte de Domnul. Am realizat că Domnul are nevoie de GPS. N-are nevoie de altare, n-are nevoie de microfoane, Domnul are nevoie de mulțime de oameni, Domnul are nevoie de rugăciunea mea personală. Și rugăciunea mea, zice Iona, a ajuns până la tine, până în templul tău cel sfânt. Ce concluzie tragi, Iona? Nu o să mă mai vin la oamenii care se joacă cu pocăința. Care zic, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, poți să fumezi și să predici. Poți să înșuri și să cânti o cântare. Poți să bei o bere fără alcool și nicio problemă, nu te scoate nimeni din biserică. Fă ce vrei, frate! Cu sau fără certificat de căsătorie. Fă ce vrei în viața asta, Domnul bun! Să vină mai cu Jesus. Unii își pun cercei în ureche și predică, Domnul. Ai milă, Doamne, de ei. Eliberează-i. Mi-a zis odată, l-am întrebat cum de omul ăla care e dopotezat are cercei în ureche. Și ce m-a întrebat? Păi când predică n-are, numai în afară biserici. Mi-am zis, prietene, biserica, adică centrul la creștin, tot demonizat, nu te liberă. Nu mă joc cu vorbe. Cei ce se lipesc de idolii de șerăți, zice Iona. Îndepărtează îndurarea. Ferească Domnul să fie o secundă în care îndurarea Domnului să se retragă de peste casa ta. Ne ține în picioare mila lui Dumnezeu. Amin. Ne ține în viață îndurarea Domnului. Bunătatea Domnului a fost mare peste casa ta și peste familia mea. Eu zic din toată inima, trăiască Domnul și stânca mântuirii noastre. Tu ce faci eu de azi încolo? Încă nu-i dat afară din pește. Este un proces de pocăință reală. Prorocul se pocăiește. Că și prorocul au nevoie, și predicatorii, și pastorii, și toți. El zice, eu însă. Să mai aduce șerfe cu strigăt? O să fiu murat în răsul jumătate, nemulțumit cu soarta. Ăsta nu-i bună la nimic, bună la nimic cu tare. Îți va aduce jertfe cu un strigă de? Pentru ce mulțumești? Pentru papura de jertfe? Pentru apa aia care e clocotită și cu mâini? Pentru că stai în pește de 3 zile și aproape de 3 nopți se termină în momentul imediat.
Nu contează ce am și ce n-am. Contează că am un Dumnezeu în cer. Contează că încă mai bate inima în piept. Contează că încă mai am suflare. Contează că încă mai am Biblie. Contează că mai sunt prezent la închinare. Contează că simt prezența Domnului în seara asta. Aleluia lui Dumnezeu! După ce o să-i mulțumești Domnului pentru toată viața ta, zic Iona, te întreb ce faci? Îmi voi împlini juriințele pe care le-am făcut. Știi ce zice Iona prin propoziția asta? Mi-amintesc că atunci când m-a chemat Domnul să fiu proroc, i-am promis că toată viața mea o să prorocesc indiferent unde mă trimite. Zice cineva, amin. Amin. Să mă duc la biserică și dacă toți sunt împotriva mea. Să caut fața Domnului și atunci când sunt urât de mulțime, la fel ca și atunci când sunt iubit, eu vin la casa Domnului pentru că iubesc pe Domnul, nu doar oamenii. Ultima propoziție, mișcă cerul. Iona zice, mântuirea nu vine de la Papa Francis I al catolicilor. Mântuirea nu vine de la Patriarhul Daniel al României. Mântuirea nu vine de la pastorul nelucrurit din Timișoara, președintele cultului pentecostal. Mântuirea nu vine din București, nu vine din Cluj. Mântuirea vine de la Domnul. Aleluia lui Dumnezeu! Avem curajul în seara asta să strigăm cu toți această propoziție. 3, 2 și... Mântuirea vine de la Domnul! Încă o dată! Mântuirea vine de la Domnul! Iisus Hristos este Domnul! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Când s-a pocăit Iona total, Domnul zice, abia acum ai întâlnit ea. E momentul să vorbesc din nou cu peștele și să-i spun, du-l repede că trebuie să ajungă la evanghelizare. Lasă-l aproape de mal și ai grijă cum îl arunci, încordează-ți mușchii să cadă în picioare. Nu că cu căzut încă să lipească nasul de nisip. Și peștele l-a dus la țintă. Purie Dumnezeu cu noi, așa să se ridicați. Păi vin. Domnul Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Aleluia! Aș vrea să stai cu ochii închiși. Și vrei că arată fel la de să am probleme. N-ar fi fost Domnul bun cu noi, nu eram în seara asta. Dacă ești aici și viu, e semn că pentru tine nu e încă prea târziu. Pașii Domnului simt cum trec printre rânduri, printre bănci. Sângele lui Iisus Hristos este prezent pentru eliberarea ta, pentru vindecarea ta, pentru transformarea vieții tale. Nu știu care e viața ta, din ce cauze ești ca Iona, în ce domeniu semeni cu el. Să vreau în această seară să-i spui Domnului, Doamne, eliberează-mă și pe mine. Doamne, atinge-mă și pe mine. Doamne, vindecă și viața mea. Dacă ai o problemă personală și vrei să-i spui Domnului, Doamne, atinge-mă în domeniul ăsta spiritual. E cineva aici care îi spune Domnului, Doamne, ai milă și de mine. Să ridici omul în sus în fața lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne, de casa mea, ploaie de mâini, clădire. Sângele Domnului trece la balcon. Simt pe Domnul! Șerit cantaramana gata să o vedea aici. În această seară ne ridicăm împotriva tururilor de suicid. Sunt 6 persoane, zice Duhul Sfânt, care au gând de suicid în această seară, în locul acesta. În numele Sângerului Vărsat la Carmar! O să schimb Duh de viață nouă, Duh de viață nouă! Duh de viață nouă să coborî mintea lor! Ribat cantara mana diosele, că vias! Există putere de eliberare. Viața ta are viitor în numele lui Iisus. Viitorul tău nu-i ștreangul, nu-i dupajul de medicamente. Viitorul tău nu este droguri mai multe decât de obicei ca să scap de chinul ăsta numită viață. Există putere în numele lui Iisus! Orice duc de depresie să plece din locul acesta, Duh de viață nouă să coboară peste noi! Aleluia Domnului Iisus Hristos! Puterea Domnului este prezentă să elibereze, să smulgă din flăcările iadului când nu mai există nicio șansă la oameni! Când te așteaptă dosarele penale, Domnul te poate elibera în această seară. O, vina păcatului tău să fie iertată, cere-ți iertare! Spune Domnului, Doamne, iartă-mă pentru asta, pentru asta, pentru asta, pentru asta! Să simți eliberare în numele lui Iisus! Mustru duul de pornografie și de masturbare în numele lui Iisus! Rimedkedes! O să ne rugăm special pentru generația tânără care au nevoie de atingerea Domnului. Mulți dintre ei vreau să fie prezenți în locul acesta, sunt pe drumurile Bucureștiului, sunt în drumurile rele, sunt în spații murdare, în numele lui Iisus! Există putere de eliberare! Există putere de eliberare! Băiatul tău, fata ta, are nevoie de sângele Domnului, are nevoie de eliberare din calvar! Roagă-te, tată, roagă-te, mamă, cum te-a rugat niciodată, strigă! Zic, Doamne, milă de mine, de pruncii mei! Ai milă de casa mea, adu-i eliberare! Eliberare în numele lui Iisus, ne rugăm cu toții! Te rog să te rogi cum te-a rugat niciodată! Strigă după mine lui Dumnezeu, ai milă, Doamne, de noi!